Legea 142 din 2016 pentru modificarea legii numărul 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice a apărut în monitorul oficial. Actul normativ prevede mai exact schimbarea modului în care se calculează pensia anticipată parțială. Astfel, cuantumul este stabilit din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă printr-o diminuare raportată la stagiul de cotizare realizat, nu o diminuare fixă pentru fiecare lună de anticipare, așa cum era până acum. Până la data de 16 iulie, legea pensiilor prevedea că valoarea pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, care s-ar fi cuvenit prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Practic, în baza noului mod de calcul, pensiile anticipate parțiale sunt mai mari decât cele stabilite în baza vechiului mod de calcul. Legea prevede însă și alte modificări. În acest monitor au fost publicate 4 modificări ale legii 263, în principal articolul 6, care se modifică și prevede faptul că se pot asigura în sistemul public de pensii avocații cât și notarii, personalul clerical și cel asimilat, cadrelor cultelor, recunoscute de lege. Articolul 60, cel care privește fracțiunea de stagiu de cotizare realizat în grupa 1 de muncă sau condiții speciale de muncă pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare, conform articolului 55. Aici, această perioadă de fracțiune, până la un an de zile, se poate duce la grupa a doua și să întregească perioada de grupa a doua de muncă. Și articolul 65 este modificat, cel ce privește cuantumul pensiei anticipate parțiale. Noua lege vizează și persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în apropierea orașelor în care sunt afectate de poluarea remanentă cauzată de extracția și prelucrarea minereurilor neferoase. O altă schimbare inclusă în documentul amintit constă în faptul că și notarii pot să se asigure în sistemul public de pensii în baza contractului de asigurare socială. Astfel, aceste persoane pot alege să-și completeze venitul asigurat.